Europa la noi acasă, cetățenie responsabilă, este genericul concursului republican desfășurat la a treia ediție în Republica Moldova. Elevii de la Liceul Mihai Eminescu din orașul Cimișlia au implementat un proiect prin care au elucidat atitudinea proprie față de cetățenie responsabilă. Pe parcursul unei săptămâni, ei au plantat arbuști și flori pe un teren, au editat un ziar tematic și au desfășurat un seminar interactiv. Sunt niște elevi care ar dori să se manifeste și acest lucru a fost demonstrat astăzi prin această acțiune, prin acest seminar pe care l-a elaborat în scopul, deci, nu numai informării, cât interacționării. Deci e vorba de niște acțiuni, niște activități care să le simtă pe pielea lor, deci colaborarea, interculturalitatea. Tinerii au încercat să argumenteze necesitatea profesiilor pentru Republica Moldova, cât și pentru țările Uniunii Europene. Pentru aceasta, ei s-au împărțit în grupuri după interese. Fiecare statut social sau profesie poate schimba viața spre bine în Republica Moldova, dacă sunt ajustate la standarde europene. Potrivit tinerilor, integrarea europeană ar îmbunătăți viața moldovenilor. Mărirea salariilor și beneficierea multor oameni, mai ales pentru studenți care acum își caută un loc mai bun de trai sau un loc de învățământ, pentru ei ar fi o foarte mare oportunitate, cât și pentru părinți, pentru copiii care părinții de mult timp au plecat peste hotare. O condiție obligatorie pentru a ne integra în Uniunea Europeană este de a cunoaște limbile străine. Acest lucru copiii l-au înțeles în urma unui joc de construcție a unui pod, la care experții europeni vorbeau în limba engleză, franceză, germană și alte limbi, iar constructorii din Republica Moldova doar în limba română. Hai, realizați podul, eu vreau să trec pe partea cealaltă de prut. Biriți, dar bumagul e... Am aflat destul de multe prin aceste jocuri care au fost realizate. Am interacționat cu alți elevi. Prin asta am iarăși dat dovadă că integrarea noastră este destul de benefică și noi nu o să întâlnim mari greutăți ca să interacționăm cu alte popoare din Uniunea Europeană și sper să avem succes. Sunt și lucruri pe care noi trebuie să le facem mai decât pentru a ne integra. Cum ar fi, trebuie să ne modernizăm cunoștințele despre celelalte popoare care fac parte din Uniunea Europeană, trebuie să învățăm limbile lor și trebuie să ținem minte de cultură când mergem peste hotare ca să ne prezentăm într-un oarecare mod pozitiv țara. Dacă vin europenii la noi sau noi ne ducem la dânsii, trebuie să le cunoaștem limba, cel puțin să cunoaștem limba engleză, pentru că asta este o limbă foarte dezvoltată. În cadrul seminarului, tinerii au dezbătut drepturile și responsabilitățile cetățenilor Republicii Moldova. S-au informat despre posibilitățile și oportunitățile cetățeniei europene. Noi la acest seminar am făcut, nu ținem o lecție care nu ne va fi interesant să o asculte elevii. Nu, acum nu ne este interesant că ne ține cineva lecții despre toate acestea. Am vrut să facem un seminar mai original, că să putem învăța ceva. Am făcut câteva jocuri din care la urmă scoteam concluzii, că la jocul cu profesiile, ce ne va duce integrarea Moldovei în Uniunea Europeană profesiilor, iar la jocul cu podul, noi putem să înțelegem că orice popor, nu e important cumva ce limbi vorbim, ce culoare a pielei avem, cum suntem noi de fapt. Rezultatele concursului Europa la noi acasă vor fi cunoscute la data de 9 mai, de ziua Europei. Câștigătorii vor intra în posesia unor calculatoare, telefoane mobile și altor cadouri de preț.